dat seama, deci 20 de minute ar trebui de fiecare și dacă ne rămâne, înțelegeți? Da. Într-o oră sunt 3, 20, 40, 60, 3 și încă unul. Vor vorbi. Și am marea rugăminte, dacă pot concentra nu 20 de minute, ci în 15 minute. Le rămânem datori. Vai, Părinte Decan, și, și după aceea, dacă îndurare, puteți. Îndurare, Părinte Decan, nu, îndurare. Nu, știți de ce? Ca să vi se adreseze întrebări, să participe. Și nu, mi-e frică de întrebări. Lăsați-mi. Mai bine vorbim, mai bine vorbim. Ei, nu, glumim. Încercăm să ne încadrăm. Bun. Atunci, bucurie, bucurie am. Cum spune un reporter sportiv, să vi-l prezint pe părintele profesor Dumitru Megheșan, îl cunoașteți de lângă dumneavoastră, de la Oradea, are multe merite, nu le mai scot eu în evidență, ci faptul că este extrem de interesant, sugestiv, titlul acesteia, da, vorbesc prea repede. Pentru cine? Mhm. Uh-huh. Da. Ah, bravo! Deoarece Părintele Profesor ne are referatul intitulat astfel, Episcopul Roman Ciurogariu, titorul Academiei Teologice din Oradea, un dar al Bisericii Arădene pentru Ortodoxia Bihoreană. De fapt, dacă mi-amintesc, și Părintele Decan Ioja a făcut o referire azi dimineață și pe noi, sudiștii, cum spunea Părinte Ică, e foarte interesant cum ați putut colabora dumneavoastră aici. E un exemplu și pentru alții, da? Părinte Profesor, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc pentru cuvintele adresate. Da, nu că o să stau, dar prea cu cernici părinți și frați și colegi profesori. Dragi studenți, în primul rând aș vrea să mulțumesc fraților colegi de la Arad pentru invitația făcută și pentru mine este chiar o onoare să fiu aici, fiindcă întotdeauna am simțit că sunt acasă aici, pentru că sunt crișan și eu, așa cum și facultatea e pe teritoriul crișan, ceea ce îmi dă și o stabilitate. Mulțumim foarte mult și nădăjdim să ne mai întâlnim și cu alte ocazii. Acum voi sta jos. Ne găsim, așa cum amintea și în al preasfințitul părinte arhiepiscop Timotei, încă sub bolta de har a cincizecimii, într-o pleromă duhovnicească, pentru că nu de mult ne-am bucurat de darurile Duhului Sfânt, care au venit peste lume, peste noi, peste creația întreagă, dar ne bucurăm și de altă pleromă, pleroma aceea a 200 de ani, când același Duh Sfânt a luminat pe cei care erau îndrituiți să se ocupe de învățământul teologic de la Arad, i-a luminat, fiindcă lucrarea a fost de la Dumnezeu, cu siguranță, căci 200 de ani nu sunt 5 ani, nici 3, nici 10, ci sunt 200 de ani, 2 secole. De aceea credem că Duhul Sfânt este acela care i-a călăuzit, i-a adumbrit și nădăjdim și dorim din tot sufletul ca frații noștri de la Arad să aibă părtășie cu această adumbrire și pe viitor pentru ceea ce fac. Sigur, eu mă voi cobori puțin, am ascultat cu multă plăcere studiile care au fost aici prezentate, care au fost foarte dense și foarte interesante, fiecare a fost deosebit de interesant și am învățat foarte multe lucruri, sigur că toată viața învățăm. Eu o să cobor de acolo puțin, deci sigur, eu predau și eu teologie dogmatică, dar
Eu, subiectul meu este puțin legat de eveniment. Am ținut foarte mult să fie legat de eveniment, și anume episcopul Roman Ciorogariu, titorul Academiei Teologice din Oradea, un dar al Bisericii Arădene pentru Ortodoxia Bihoreană. Comemorarea a 200 de ani de învățământ teologic superior organizat la Arad, oraș care a marcat profund istoria și cultura nației române, are relevanțe remarcabile și ne-a dus aici pentru a cinsti truda unor oameni deosebiți ca populația de pe aceste meleaguri să rămână în legea românească și ortodoxă, acțiune deloc ușoară pentru acea vreme, dar și de a ne impulsiona pe noi ca să le urmăm exemplu. Eu, așa cum știți, vin de o eparhie soră cu Aradul. Întotdeauna mi-a plăcut să spun că noi suntem, aici sunt două eparhii surori. Viu dintr-o eparhie a cărei destine au depins o perioadă lungă de timp, peste 200 de ani, 224 de ani, a depins în zbuciumata ei istorie, a depins de purtarea de grijă părintească a ierarhilor din urbea ortodoxă de pe malurile Mureșului. N-am venit doar pentru o simplă comemorare, ci și pentru a aduce un prinos de mulțumire în fața Tatălui Ceresc, în a cărui împărăție se află acești oameni deosebiți, cărora le datorăm faptul că noi, cei de la Oradea, Beiuș, Marghita, Sânmar, chiar și cei din părțile Șimleului Silvaniei, am rămas în credința străbunilor noștri, tocmai prin oblăduirea pe care au exercitat-o episcopii de Arad asupra ținutelor bihorene, sânmărene și parțial sălăjene. Aceștia, precum și cei care au urmat după ei, au fost bărbați ilustri care și-au înscris numele lor binecuvântate în cartea de aur a neamului românesc și ortodox. Printre ei, la locul de frunte, se înscrie vrednicul de pomenire, episcopul Roman Ciorogariu, a reînființat episcopia Oradiei după mai mult, cum am spus, de două veacuri. El a fost un adevărat dar providențial, l-aș numi eu, al ortodoxiei arădene către cea bihoreană, ctitorul vieții bisericești din Bihor și mai ales a învățământului teologic superior de Oradea în restaurata eparhie de pe malul Crisiei. Acum, lucrarea mea cuprinde 5 părți. Unele am să le mai scurtez. Și ultima. Ca să mă încadrez oarecum cât se poate, o să mai aibă îngăduință părintele decan să nu mă certe prea tare. În primul rând, prima parte ar fi câteva precizări istorice în legătură cu situația Bisericii Ortodoxe din Bihor în fața prozelitismului catolic și calvin din secolele 17, 18 și 19, parte din 19. După eșecul turcilor sub zidurile Vienei din 1683, a urmat o puternică expansiune politică, militară și religioasă a Imperiului Habsburgic, concretizată prin lupta acerbă pentru implementarea cu orice preț a credinței catolice în sânul Ortodoxiei Ardelene. O răstignire a neamului românesc plănuită atunci pe aceste meleaguri. Odată cu alungarea turcilor din Ungaria și reactivarea scaunului episcopal romano-catolic la Oradea Mare, episcopul Augustin Bercovici a constatat că nu s-a făcut niciun progres privind trecerea românilor ortodoxi la uniație, ba mai mult a constatat că toată acțiunea aceasta, de fapt, n-a avut succes. Ei bine, în acest sens, el și-a propus, de fapt, să înceapă o nouă acțiune de catolicizare în rândul creștinilor ortodoxi, iobaci ai săi și a capitului. Acest lucru era facilitat, de fapt, și de faptul că ortodoxii din Bihor au rămas fără de episcop, fiindcă Efrem Banianin, după unii cercetărilor, ar fi murit în
695, an în care era întărit ca sufragan al Mitropoliei Sârbești din Carloviț. După alte cercetări, într-o diplomă emisă de Curtea Imperială din Viena la 1695, rezulta că exista un episcop ortodox la Oradea pe numele lui Efrem Banianin. Sigur, acum eu nu o să aduc aici, în fața domnilor voastre, toată istoria despre Efrem Banianin. El a avut o traiectorie foarte interesantă. După unii ar fi trecut la catolicism, ar fi fost făcut simplu, a rămas aproape simplu laic, a plecat la Roma, la papa de la Roma să-i dea ajutor, a fost rehirotonit ca și episcop greco-catolic și trimis ca să facă propagandă la Pesta, în eparhia Agria, pentru romano-catolici și pentru greco-catolici. Cu toate acestea, Efrem Banianin n-a avut succes și unii cercetători spun că el ar fi plecat dezamăgit și nu se mai știe nimic de el. Din 1707 se amintește alt ierarh, și anume Petru Cristofor, 1711-1712. Probabil unul dintre macedonienii ortodoxi din Oradea, din familia Cristof. Se crede că el avea legături serioase cu episcopul Antima Râmnicului, un ierarh care a purtat grijă deosebită de ortodoxii din Bihor. Aceasta a fost arătată și de un raport a unui vicar pe nume Kebel, care constata că românii ortodoxi din părțile Beiușului stau oarecum sub oblăduirea episcopului Antim și că nu vor să își părăsească legea. Conștiința ortodoxă și românească s-a manifestat prin vechea neîntreruptă a preoților și a poporului în fața prozelitismului catolic austro-ungar. Episcopul Aradului, Vicențiu Ioanovici, văzând starea deplorabilă la care a ajuns Biserica Românilor Ortodoxi din Bihor, a cerut permisiunea Consiliului de Război din Viena ca să facă o călătorie în Bihor. Sigur, șirul acestor călătorii o vor face și urmașii lui. Sinesie Jivanovici, cel care își avea reședința la Gai, a făcut numeroase călătorii la Oradea, într-un cartier numit Velența, și unde stătea către 3-4-5 luni, hirotonea preoți, vizita parohii, îi întărea pe credincioși în credința ortodoxă, ceea ce a făcut totuși ca românii bihoreni să rămână ortodoxi. Altfel, fără grija pe care, încă o dată vă spun, grija acestui ierarh, cărora și vrem să mulțumim acum Aradului, să mulțumim memoriei acestor oameni extraordinari care au vegheat ca noi să rămânem ortodoxi. Aș vrea doar să citesc dintr-o scrisoare pe care protopopul Mihai de la Lunca, Lunca este un sat de lângă Biuș, o scria autorităților de atunci. Spune așa, zice: noi, sărmanii români, din comitatul Bihorului suntem fără păstor sufletesc. Numai sufletul, vă dăm și vă slujim, spunea el, eu fac un rezumat, numai sufletul nostru nu voil să vi-l dăm. Suntem hotărâți, mai bine a muri decât să trăim în alte lege. Vă dați, asta era convingerea creștinilor ortodoxi din Bihor, cum încă o dată spun, păstoriți de acești ierari minunați care veneau din eparhia Aradului. Sigur, asta era situația în mare. S-ar putea spune foarte multe lucruri aici, dar mă opresc odată aici. Situația mare politică din secolul XVII, secolul XVIII și, cum am zis, și parțial secolul XIX. Acum, al doilea punct ar fi dorința bihorenilor de a avea o școală pentru pregătirea preoților. Credincioșii din Bihor și-au dorit cu ardoare să aibă o școală unde să fie instruiți tinerii care voiau să devie preoți, fiindcă preoții din Bihor se pregăteau fie la Carloviț,
se pregăteau după aceea, după înființarea Institutului Teologic de la Arad, după 1822 la Arad, iar biorenii erau foarte bucuroși să aibă ei totuși o școală unde să pregătească preoții, fiindcă era o lipsă teribilă de preoți. Așa se face că la 12 noiembrie 1814, consistoriul eparhial din Oradea, cu sediul în cartierul Velența, ruga pe episcopul Pavel Avakumovici de la Arad să-i ajute pe Bihoren pentru a înființa o școală teologică pentru pregătirea preoților. Atât de mult de a entuziasmat pe Bihoren, încât un oarecare Nicolae Jiga, un om înstărit, comerciant, și-a pus averea să facă o școală. Din nefericire nu s-a realizat, dar din fericire s-a realizat la Arad la 1822 și, cum am zis, unde au învățat foarte, foarte mulți bihoreni, dar și profesori bihoreni au fost la Arad, care au avut o contribuție remarcabilă. Teodor Botiș, statuie este afară pe hol, Gheorghe Ciuhandu, Iacob Lazar din Peștiș, din Glalești, Miro Romanu, etc. 3.3. Câteva repere privind viața și activitatea lui Roman Ciorogariu. Roman Ciorogariu descindea din ținutul zbuciumat al moților lui Horia, ceea ce îl făcea să fie om dârz. După maltratarea capilor Revoluției de la 1784, o parte din populația și familia, deci înaintașii lui, strămoșii lui, a fost colonizați în câmpia Aradului. De aceea Roman Ciorogariu va vedea lumina zilei la 6 decembrie 1858 la Pecica din părinții Dimitrie și mama sa, Maria. Sigur, Roman Ciorogariu, după ce termină școala, este trimis de fapt de către consistorul de Arad ca să studieze la Leipzig, apoi studiază la Bonn pedagogia cu profesori renumiți, teologia, filozofia, nu mai citesc, spun acum, o să apară în volum, ceea ce îl face ca după ce se întoarce de acolo să fie numit profesor la Institutul Teologic de la Arad, deci cel care fusese înființat în 1822. Roman Ciorogariu a fost 37 de ani, aici unul din oamenii de bază a pregătirii teologice, directorul acestui institut. Trec mai departe și spun că bunul Dumnezeu ne-a învrednicit pe noi bihorenii să-L primim ca dar. A fost ales ca și vicar al consistoriului din Oradea, fiindcă Oradea era un consistoriu eparhial care ținea legătura cu episcopii de la Arad și care conducea în lipsa episcopilor destinele, oarecum să spunem așa, destinele. Avea grijă de românii ortodoxi bihoreni. Ei bine, vedeți, Dumnezeu îl alege pe Roman Ciorogariu, este ales. Viața lui a fost chiar o viață zbuciumată, amenințat de stăpânirea de atunci, condamnat la moarte, închis în beciurile primăriei din Oradea, încât trebuia să fie executat. Execuțiile au fost în lanț, mai ales în părțile Beiușului. Amintim doi avocați celebri, uciși fără milă, și așa mai departe. Deci, dar el vine și, de fapt, are și un atentat, își pierde o mână, știți foarte bine, la București, e hirotonit în capela mitropolitană din București și prima grijă lui era să înființeze, de fapt, o școală teologică. Așa ia naștere Academia Teologică de la Oradea. Vreau, părinte decan, 2 minute să mai dați, 3 minute, un minut jumate, să citesc ceva frumos de ce a zis Roman Ciorogariu, care e foarte actual pentru studenții noștri. Zice așa, și pentru noi. Zice, iubite cor profesoral, spunea Roman Ciorogariu, iată fiii mei pe care astăzi vi încredințez vouă, spune la profesori. Eu, episcopul acestei eparhii, luat jugul blând al lui Hristos, acest jug l-am purtat eu o viață întreagă, îi cunosc toate părțile, știu că vă așteaptă la purtarea lui. E mai greu numai pentru noi mici, e ușor pentru cei care au în suflet un ideal.
Iar tu, iubită tinerime, ce frumoase, desleagă scurelele încălțămintelor, când intri în această școală, în academie, că sfânt este locul în care stai, prin muncă și rugăciune îți vei forma caracterul de slujitor credincios al lui Hristos. Prin muncă și rugăciune îți vei forma credința, această piatră temelie pe care Mântuitorul și-a întemeiat biserica sa, pe care nici porțile iadului nu o vor birui. Iubiți elevi, ați venit benevol la această școală. Ca niște voluntari ați alergat sub steagul lui Hristos, v-ați adus sufletele voastre tinere accesibile pentru idealul. Nu vă rușinați! Steagul lui Hristos nu e o flamură zdrențuită de furtuna vremii. E stindardul care 2000 de ani a fost purtat victorios pe tot rotogolul pământului. Ar fi multe de spus și am numai puțin, acum chiar că trebuie să termin, aș vrea câteva cuvinte despre actualitatea principiilor pedagogice, care în societatea aceasta debusolată sunt atât de importante. Pentru noi, pentru profesorul teologie și pentru școlile noastre. Câteva principii. Unul din cei mai importanti era așa, aveau două principii mari în învățământ. Eminens eruditio et sanctitas vitae. Ați înțeles? Erudiția eminentă și sfințenia vieții. Asta cerea de la profesori și de la studenți. După el, școala trebuie să fie productivă, o școală care este axată pe cinstirea neamului, a țării și pe moralitate. Asta mergea el. În concluzie, rolul episcopilor de la Arad este necontestat. Aduc încă o dată mulțumire și recunoștință din partea Oradiei pentru acești oameni deosebiți. Lupta creierului bihorean a fost o luptă grea. S-au dat foarte multe jertfe. Am avut martiri lângă Oradea. La Nojorid am avut un martir care a murit pentru credința ortodoxă. Actualitatea principiilor pedagogice a lui Roman Ciorogaru rămân veșnic. Eminens eruditio et sanctitas vitae. Și în al șaselea, ultimul rând, ultima frază, vă rog să mă iertați, fac un apel să audă dincolo de aceste ziduri. Îmi asum răspunderea de ce zic, poate va nemulțumi pe unii, dar eu zic cu toată inima mea și cu toată dragostea și responsabilitatea. Roman Ciorogare a fost un martir. Dacă nu e eliberat în ziua de Paști, 1919, în 19 aprilie, ar fi murit împușcat în beciurile primăriei din Oradea. Așa că m-aș gândi și a spune încă o dată să treacă prin aceste ziduri cu mare forță și anume, probabil că Biserica Bihoreană va trebui să gândească pe viitor la o canonizare a acestui episcop care a avut o viață sfântă și care fără el, Oradea poate astăzi n-ar fi întru totul sau ar fi foarte puțin ortodoxă. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi foarte mult pentru această pagină de istorie expusă de Părintele Decan. Iată și dogmatiștii pot să facă istorie și merg la profunzime. Și lucrurile acestea chiar cred că v-au mers la inimă dumneavoastră care sunteți de aici. Facem un pas mai departe și ajungem de la Oradea direct la Sibiu pentru Părintele Profesor Dr. Nicolae Moșoiu, cunoscut teolog. Și dânsul este tot din tabăra dogmatiștilor, ucenic al părintelui profesor Ion Bria. Și cu asta cred că am spus tot. Și opera e cunoscută și activitatea, stă mai mult pe drumuri, sau stătea mai mult pe drumuri, a cunoscut, cum a spus episcopul, rotocolul pământului. Foarte frumoasă expresia. Da. Așa și părintele profesor. Da. Deci, părintele, ne va prezenta referatul. Dacă poate, tot așa, 15-16 minute, teologia ca slujire în universitate și în viața bisericească. Aveți cuvântul, Părinte. Vă mulțumesc foarte mult. Știu că e târziu, poate un pic de foc.
M-am gândit să spun ceva despre teologia universitate, pentru că, așa cum frumos spune acolo în program, institut, academie, facultate. Acum suntem în universitate și mai ales despre compatibilitatea cu cosmologia și antropologia contemporană. Mai întâi câteva cuvinte, au trecut, după cum știm, peste 3 decenii de la reintegrarea învățământului teologic în universitățile de stat în România, prilej de bucurie, de bilanț, dar și de accentuarea importanței prezenței Facultății de Teologie în mediul universitar. Și m-am referit și la un cardinal, cardinalul John Henry Newman, fondator și rector al Universității Catolice din Dublin, și el spunea că teologia integrată în cadrul disciplinei universitare constrânge pe fiecare dintre acestea, pe de o parte să-și respecte logica obiectului și a cercetării sale, iar pe de altă parte să înțeleagă că această logică poate să nu fie instrumentul universal al cunoașterii. Orice știință se determină prin obiectul ei și prin specificul demersului de a-l atinge. Dar paradoxul oricărei științe este acela că se concentrează asupra cercetării sale și, în același timp, tinde, pornind de la ceea ce știe, să resoarbă întreaga cunoaștere potrivit propriului model. Riscul extrapolării și alunecării în domenii care nu-i aparțin există întotdeauna, și eu o să alunec în domeniul care, întotdeauna pentru specificul unei discipline științifice. Grație competenței care nu-i poate fi contestate, specialistul este mereu tentat să treacă dincolo de limitele arii sale de cercetare pentru a da o explicație globală a lumii și a lucrurilor. Este ca și cum nu ar exista în alt adevăr în afara celui pe care el însuși l-a dobândit prin rigoarea și răbdarea eforturilor sale. Astfel se formează spirite care, în raport cu probleme fundamentale ale existenței, nu ezită să-și depășească limitele, să nu admită ca certitudine sau incertitudine decât modelul furnizat de propria lor disciplină. Acest risc inerent oricărei cunoașteri științifice înalt specializate nu este exclus nici prin un ansamblu de discipline care, prin convergența metodelor și a concluziilor lor, ajung la o explicare rațională și necesar simplificatoare omului și a lumii. Tocmai pentru a imuniza științele pozitive în fața acestui risc, trebuie să fie prezentă teologia în învățământul și în cercetările universitare. Locul pe care aceasta îl ocupă, problematica proprie, aporiile discursului său, provoacă în comunitatea universitară un fel de deplasare care obligă fiecare disciplină științifică să întrebe asupra coerenței și semnificației propriei cunoașteri, asupra limitelor acestei cunoașteri, asupra finalității a ceea ce crede că poate ea spune despre om și despre univers. Pe scurt, teologia pune ceea ce noi numim astăzi problema sensului. Și istoria recentă arată că odată teologia a dispărută din cadrul universității, este liberă calea pentru toate sistemele care pretind să globalizeze cunoașterea. Se știu bine avatarurile succesive ale raționalismului simplificator, loc la generat pe Comte și pozitivismul, Feuerbach pe Marx și materialismul dialectic, Marx pe Levi-Strauss și structuralismul, e acum neomarxismul și așa mai departe. În sfârșit, dacă teologul trebuie să fie partenerul recunoscut al celorlalți universitari, aceasta se datorează și ne-a plăcut tuturor cuvântul atât de sintetic al doamnei rector de astăzi. Ce frumos a spus că Dumnezeu l-a creat pe om și omul este dator să creeze o lume bine plăcută de Dumnezeu. E ca o poftermă. Doamna rector ne-a rămas la inimă. Aceasta se datorează lui însuși și funcției sale de a întâlni și a asculta. Dacă folosește un alt limbaj, deci teologul, faptul acesta nu trebuie să-i producă un complex de superioritate sau de izolare. El mărturisește despre ceea ce este în om, la un nivel de adevăr și de profunzime care dă întregii cunoașteri academice coerență și semnificație. Bineînțeles că fiecare știință se bucură de autonomie, dar teologia, care deține prin cuvântul Dumnezeu o indiscutabilă idee despre om, permite cunoașterii științifice în același timp să desfășoare potrivit logicii proprii, să se mențină la frontierele unui adevăr care este de alt ordin. Bineînțeles că știm cu toții că tema raționalității lumii este actuală, fiind împreună cu apofatismul premize sigure de dialog cu științele exacte. Fizica cuantică ne scopere faptul că natura este un ansamblu indivizibil unde totul este în relație. Așa cum spuneam laureat al primului Nobel pentru fizică, spune frumos că la originea creației nu există o evenimente întâmplătoare, nu există hazard, ci o ordine superioară tuturor celor pe care noi putem să ne imaginăm. Ordinea supremă care reglează constantele fizice, condițiile inițiale, comportamentul atomilor și viața stelelor. Ordinea se află acolo, eternă și necesară, în spatele fenomenelor, foarte sus, deasupra Universului, dar prezent în fiecare particulă. Sub fața vizibilă a realului există ceea ce grecii numeau logos, un element inteligent, rațional, care reglează, dirigează, însuflețește lumea și care face ca această lume să nu fie haos, ci ceva
ordonat, închei citatul, dintr-o carte frumoasă, Jean Guiton, membru al Academiei Franceze, Dumnezeu și știința. Câteva cuvinte, deci spuneam că astăzi putem vorbi de o apropiere foarte mare între cosmologia contemporană și antropologia contemporană și, bineînțeles, viziunea teologică despre acestea. Biserica Ortodoxă știm prea bine că nu a căutat niciodată să-și adapteze învățătura despre lume sau, mai precis, învățătura despre creație, ctisiologia, am putea spune, cum zic și grecii, în funcție de diferitele cosmologii științifice. Cu toate acestea, Sfinții Părinți și Gerarhii Capadocienii cunoșteau aproape tot ce se putea ști din punct de vedere științific la vremea lor și foloseau limbajul științific și filozofic în scop apologetic. Prin o mare fidelitate față de părinți, nu constă doar în simpla reproducere a scrierilor lor, ci în continuarea ascezei, a efortului intelectual. Așa înțelea sfatul duhovnicului său, Pavel Florenski, care știm că a fost, în primul rând, martir, preot, dar și un savant rus, să-și cultive talanții. S-a născut în 1882 și între anii 1904-1910, Pavel Florenski era frământat de dileme existențiale: Dumnezeu, preoție sau știință? Și duhovnicul său, episcopul Antonii Florensov, îl îndruma să opteze pentru conjuncții și, nu sau. Aici aș vrea să vă fac curioși cu o schemă dintr-o carte foarte interesantă, Melodia Secretă, de la editura Curtea Veche, cea care promovează acest dialog din interdisciplinaritatea. El face, vedeți aici, un pic mai mică ca să se vadă și ce scrie, părinte, vă rog frumos. Drept să spun, nici eu nu mai știam așa bine toate, dar e foarte interesant, de fapt, ce este universul acesta și ce, dacă un pic mai mic să se vadă ce scrie acolo. El numește foarte interesant Marele Balet Cosmic, observați. E o schemă cu ce se știa despre univers. Unii aveau impresia că pământul se rotește, că soarele se rotește în pământ, dar sau acum că pământul se rotește în jurul soarelui, dar vedeți, sistemul solar nu stă. Totul este într-o mișcare. Pământul în jurul soarelui 30 km pe secundă înseamnă aproape 100.000 km pe oră. Sistemul solar în jurul centrului căii galaxiei cu 230 km pe secundă, calea Lactee cu Andromeda 600 km pe secundă, asta înseamnă peste 2 milioane de kilometri pe oră în jurul superroiurilor din superroiurile din Hidra și Centaur, observați, și apoi el numește Marele Atractor. Dacă dați un pic mai mică, se vede textul. Deci Melodia Secretă este un profesor de astrofizică de la Paris, de origine vietnameză, dacă dați un pic. Deci alte mii și zeci de mii de galaxii, Marele Atractor. Deci realizăm ce precizie, ce este universul acesta de fapt, ce viteze incredibile și toate sunt în mișcare, nimic nu stă, totul este în mișcare în acest univers cu viteze incredibile și nu se ciocnesc, nu se... știința contemporană, deci ne apropie foarte mult de Creator. Marele, când citim psalmul, Doamne, toate cu înțelepciune l-ai făcut, și mai știm câteva lucruri, realizăm mai mult cum vedea psalmistul în duh, noi vedem cu Hubble-ul și cu acum alte telescoape. Marele fizician secolului trecut, Albert Einstein, spunea frumos că Dumnezeu nu joacă zarul, deci nu este hazard. Raționalitatea creației ne descoperă tot mai mult știința de astăzi. Bineînțeles că iau un model, teoria Big Bang-ului, dar nu se poate trece de limita temporală a momentului 10^-43, zidului Planck. Dincolo de această limită, chiar legile științei nu mai există. 10^-43 secunde desemnează practic imposibilitatea de a trata despre taina însă și a existenței. Și o carte recentă la Humanitas, că sunt multe, acum le-am mai răsfoit și eu, un cercetător, ce a fost înainte de Big Bang. Știi, vezi cartea asta și gata, aflăm ce a fost înainte de Big Bang. Cum credeți că se termină, de fapt, cartea? Cosmologia și cercetările teoretice vor conduce la descoperiri pe care nu le putem anticipa. Poate că printre ele se vor afla și informații privind universul dinainte de Big Bang. Deci nu știm ce a fost înainte. Dar citim carte foarte importantă. Teoria științifică a Big Bang-ului o știm în general, nu mai insist acum că ne presează timpul. Cert este că, apropo de această compatibilitate, toată lumea știe că Georges Henri Lemaître era și preot romano-catolic și fizician și, practic, el a gândit, deși nu i-a zis Big Bang, el a gândit că
din moment ce acum este expansiune și în anii 20, vedeți, foarte interesant și știm cu toții că până în anii 20 ai secolului trecut se credea că Universul este din totdeauna și este static. Toată și-au dat seama că este în expansiune cu Hubble-ul, da? De 110 țoli de pe, din Pasadena, Edwin Hubble. Și atunci acest fizician și preot romano-catolic a zis, din moment ce expansiune înseamnă că la un moment dat a fost totul... Deci, vă dați seama, vorbim de o densitate enorm de mare într-un volum enorm de mic. Deci, practic, vorbim de nimic. Și putem vorbi de o concordanță, deși, repet, teologia ortodoxă nu adoptă forever cum au făcut catolicii, dar astăzi putem spune că Universul are un... Adică, cosmologia spune Universul acesta în totalitatea sa are un început din nimic, în etape și va avea un sfârșit, spațiul și timpul au început din nimic, legile care guvernează Universul au un început din nimic, nu există timp absolut, timpul este relativ, nu este dinamic, nu static, nu există spațiu absolut, spațiu este relativ, nu există stare de repaus, lumina se propagă cu viteză finită, putând exista astfel alternația zi-noapte, dacă ar avea viteză infinită, ar veni, știți că sunt sori mult mai mari decât soarele nostru, și ar veni și n-ar mai avea, în fine, noapte. Materia, energia are un început din nimic. Universul se supune unui set de legi valabile peste tot univers, care nu pot fi schimbate sau modificate de nimeni din univers. Mă refer la ce creați. Universul este închis, nu se poate ieși din el. Universul este finit, dar fără limite spațiu-temporale, cum e și Pământul, nu ajungi la o margine. Universul în forma sa actuală va avea un sfârșit. Și spune frumos Einstein, lucrul cel mai neînțeles în legătură cu Universul este acela că poate fi înțeles. Asta era marea uimire a lui Einstein. De unde și până unde omul are o rațiune care e compatibilă cu raționalitatea creației și el poate să le înțeleagă, să le deducă, să le formuleze legile creației. Acum vreau să mai spun un lucru și foarte pe scurt la om. Acum, Penzias și Wilson, știm cu toții, în 1965, practic descopereau ceea ce intuise acest teolog și profesor de fizică Georges-Henri Lemaître și ei pur și simplu au descoperit, nu mai vă dau toate amănuntele, unele mai știți, au luat premiul Nobel, deși nu știau exact ce descoperă, ei credeau că este o problemă acolo cu antenele și practic 2,7 Kelvin ei descopereau radiația de fond și se spune că asta este de fapt dovada că Universul este în expansiune. Deci a avut un început. Foarte interesant, Roger Penrose, dacă mi-am dat 2 minute, Părinte Decan, foarte interesant, într-o carte s-a publicat Mintea noastră cea de toate zilele, Roger Penrose a luat anul trecut, în 2020 a luat primul Nobel pentru fizică și el spune, oare cât de mare a fost volumul inițial din spațiul fazelor W pe care Creatorul a trebuit să-l țintească? Cu ce precizie spune acest laureat al primului Nobel. Această valoare ne arată cât de precis a trebuit Creatorul să țintească și o anume o precizie de o parte din 10 la 10 la 123. Ce este asta, 10 la 10? Aceasta este o valoare extraordinar de mare. Nu putem nici măcar scrie în întregime acest număr, în baza 10. Ar fi un urmat de... Ar fi, chiar dacă am vrea să scriem 0 pe fiecare proton și pe fiecare neutron din întregul univers, de fapt, am putea să luăm la rând și toate particule, nu vom putea scrie. Deci e o precizie care trebuie pornită acest univers pentru ca să ajungă la ceea ce este. Două dintre cele mai mari descoperiri a secolului sunt 1. Nimic nu se poate deplasa mai repede decât viteza luminii și B. Universul al începutului esenței, ei spun acum aproximativ 13,7 miliarde de ani și dovezile ar fi expansiunea Universului, abundența atomilor, hidrogen și heliu, radiația de fond a Universului și... Bineînțeles că Stephen Hawking este foarte cunoscut acum și el spune, își imaginează și el că va fi o teorie, o theory of everything, o teorie care se poate explica totul, dar spune că atunci am intrat, trebuie să intrăm în mintea lui Dumnezeu, zice el, ca să putem să înțelegem. Acum despre om, foarte pe scurt, dacă îmi dați 2 minute, este foarte interesant cu... că am vrut să zic iarăși un teolog și un om de știință, vă spuneam la editura Curtea Veche, scuzați că acum vi l-arăt așa, că parcă ne place să mai avem și cărți în mână, numai toate sunt pe computer. Francisco Ayala, care a făcut doctorat în teologie la Salamanca, iar apoi doctorat în genetică la Columbia, la New York. Și are cartea asta foarte interesant, Darul lui Darwin, atât către știință cât și pentru religie.
Și el spune foarte clar că, de fapt, teoria lui Darwin era selecția naturală, el n-a știut de Mendel, în fine. Ultimul lucru aici, aș vrea să spun despre cealaltă carte, n-am mai adus-o, Limbajul Dumnezeu, Francisco Ayala, ca să vedeți, iarăși să ne amintim, și cu asta închei, Părinte Decan, de complexitatea cu genetica asta și cu genomul. Practic, în 2003 s-a încheiat proiectul acesta cu genomul uman. Știm cu toții că ADN-ul uman este împachetat în două seturi de a 23 de cromozomi, câte un set fiecare moștenit de la părinți. Numărul toate literele, cele patru nucleotide, adenina, citozina, guanina și timina, CGT, sunt, vă dați seama, 3 miliarde. Ce ar însemna tipărirea acestui genom? Ar însemna, zice Ayala, 2000 de volume a 1000 de pagini, 500 cuvinte pe pagină. Așa o informație este aici. Și se minunează Francis Collins, cel care a coordonat o echipă de mii de geneticieni din 6 țări, care au ajuns în 2003, erau la Casa Albă, erau Bill Clinton, spunea, citez, astăzi învățăm limba care Dumnezeu a creat viața. Suntem cu atât mai copleșiți de uimire și venerație în fața complexității și a frumuseții și a minunii darului cel mai sfânt al lui Dumnezeu. Cu asta vreau să închei, că cu toate acestea, spune, chiar dacă am descoperit, cum să spun, asta, genomul, ce înseamnă de fapt că l-am descoperit? Această succesiune ne oferă, deci 3 miliarde de litere, dar această succesiune nu ne oferă, și închei, o înțelegere a ființelor umane mai mult decât am putea înțelege conținutul a 1000 de volume de mărirea Bibliei. Deci, el spune de fapt că astăzi cunoaștem alfabetul, dar nu cunoaștem limba. Și un alt om de știință, John Hans, Cosmos Sapiens, toți la Humanitas, de curând a apărut, zice, domnule, viața este un miracol, auziți, viața este un miracol. Nu putem să le explicăm ce înseamnă trecerea de la neviu la viu, este un mare miracol. Deci să n-aibă teologii impresia că oamenii de știință le știu pe toate și noi intrăm așa în apofatism, iată că ei înșiși intră în apofatism și acum să închei citatul de la Ayala. Deci 1000 de volume de mărirea Bibliei scrise într-o limbă extraterestră, care îi cunoaște numai alfabetul, doar pentru faptul că am ajuns să le descifrăm succesiunea literelor. Deci, practic, rămâne această taină a omului și acest lucru îl spune foarte clar Francis Collins, spunând că omul, de fapt, sfidează tot ce s-ar putea spune din punct de vedere al teoriei evoluției, iar am mințit că o frază doar, Serafim Rose, care am zis că va fi canonizat sau a fost deja canonizat, spune că e foarte important să nu, că este inacceptabil să crede că omul să se fi ridicat din sălbăticie, să vezi omul de Cro-Magnon sau omul de Neandertal înfățișat, gata să ucide pe cineva. Zice, evident, e doar ceva imaginat. Nu un fapt întemeiat pe forma fosilor săpărate. Dacă crezi că omul provine sălbăticie, vei interpreta întreaga istorie trecută în acești termeni. Deci vedeți ce important e să spui că omul era într-un perfect echilibru cu Dumnezeu, creația, cu sine însuși, că era un preot al creației și de acolo să pornești și tinerii și educația sau să pornești de la... scuzați-mă. Deci asta am vrut doar să spun, că este compatibilitate, că și ei intră cum intrăm noi în apofatism, de fapt, în temele mari știință. Mulțumesc mult! Mulțumim foarte mult, Părintele Profesor Nicolae Moșoiu, de la Facultatea de Teologie din Sibiu, pentru această incursiune în teologia apologetică fundamentală a bisericii noastre. Acum, ca o glumă, nu știu cine a spus, cred că teologul Gambetta spunea asta, cât de minunate sunt lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, nu? Cam așa ar fi. O să vedem cum Părintele Profesor Nathanael Neacșu, acum de la Facultatea de Teologie din Iași, va încerca să continue, poate, sau să fie în discontinuitate față de ceea ce Părintele Profesor Nicolae Moșoiu de la Sibiu a prezentat ca teologie fundamentală, pentru că prezentarea anunțată a Părintelui Profesor Nathanael Neacșu este următoarea. Sfatul cel mare al lui Dumnezeu, sau distinția și identitatea simultană dintre evdochia sau eudocheia și economia sau o economia. Perspective doctrinare pentru o teologie a îndumnezeirii. Părinte Profesor, aveți cuvântul.
Mulțumesc, Părinte Sorin. Încerc să fiu foarte succint și să prezint ideile. O să vă introduc direct. Este o temă pe care o am în minte și ca preocupare și apoi și ca studiu de ceva vreme. Este o temă veche, de altfel, o temă cu privire la o contradicție care apare părută sau nepărută, care apare în ceea ce numim noi Sfatul cel din veci, cu privire la un plan pe care Dumnezeu l-a gândit ca un arhitect atot de săvârșit cu privire la lume și om, și apoi, cumva, tot din veci, o economie a mântuirii. Sau dacă este din veci, nu este din veci, Hristos trebuia să se întrupeze în forma în care s-a întrupat. Există o întreagă dezbatere din Evul Mediu și până chiar în zilele noastre dacă căderea lui Adam este o cauză a întrupării sau întruparea survenea oricum, în ce condiții ar fi survenit și așa mai departe. Aceasta este intriga sau introducerea în temă. Acum, din studiu, am remarcat că pe seama sfatului celui din veci și acestei realități, această realitate a fost definită în mai multe feluri și cu termeni diferiți, fiecare dintre acești termeni, având un foarte puternic conținut și biblic, apropo, Părintele Stelian, și biblic, și teologic, și cultic. De pildă, Evdochia, știm cu toții că este un termen și biblic, nou testamentar, și cultic, între oameni bunăvoire. Toți acești termeni și alții, nu doar aceștia, asupra acestora m-am oprit, încearcă să definească și să prezinte cumva această taină a planului celui din veci. Câteva cuvinte de introducere și apoi anunțarea ideilor pe scurt. Planul din veci al lui Dumnezeu a constituit dintotdeauna pentru teologia creștină o temă sensibilă, cu realități teologice greu de pătruns. Teologia biblică ne introduce parțial în acest mister. Prin mențiuni sau expresii sau termeni de genul, taina cea din veci ascunsă, prehotărârea lui Dumnezeu spre înfierea lui Iisus, aici este traducere proprie, Efeseni 1:5, termenii din greacă, ceea ce spunea și Părintele Sorin, nu ajută întotdeauna argumentării, de aceea am preferat traducerea proprie, sfatul cel din veci, Efeseni 3:11, mielul neîntinat și nespurcat, care este Hristos, cunoscut mai înainte de întemeierea lumii. Se vorbește deci când de o taină a bunăvoinței, Evdochia, descoperită nouă în Iisus Hristos, așa cum Dumnezeu a hotărât mai înainte întru sine, fie de un sfat din veci, pe care Dumnezeu l-a împlinit în Iisus Hristos, fie de descoperirea economiei tainei cele ascunse în Dumnezeu, ziditorul la toate. Toate aceste texte pauline. De asemenea, avem și în Faptele Apostolilor o mențiune potrivit căreia, după sfatul cel rânduit și după știința cea dinainte, el a fost dat, iar voi l-ați omorât și l-ați răstignit. Aceste texte însă vin în complementar să prezinte sfatul cel din veci împreună cu alte texte în care aflăm că sfatul cel din veci rămâne în veci, gândurile rămân în veci, Psalmul 33:11, iar pe de altă parte ni se spune că sfatul rămâne în veci, dar Dumnezeu pe unii a precunoscut, i-a prehotărât, i-a predefinit mai înainte să fie asemenea chipului lui Dumnezeu. Plecând de la această dimensiune a gândului din veci cu privire la gânduri stabile, dar pe de altă parte doar pe unii a prestabilit, înțelegem că este o contradicție, cel puțin logică, care a generat foarte multe dezbateri în Evul Mediu și chiar în cadrul general teologic creștin. Marea provocare a temei a constituit și o constituie dimensiunea dumnezeiască incomprehensibilă și meta-istorică cu implicații teologice complexe. Faptul că realitatea sfatului din veci ține de planul veșnic, necircumscris, face foarte greu de înțeles de pildă cum Dumnezeu, pe de-o parte, ne-a rânduit pe toți să fim întru Hristos și ne-a ales de la întemeierea lumii să fim sfinți, iar pe de altă parte, doar pe cei pe care i-a cunoscut i-a rânduit să fie asemenea fiului, chipului fiului său. Cel puțin în această privință, taina cea din veci, ascunsă, are nevoie de foarte multă adâncire pentru a fi înțeleasă. Ori suntem rânduiți toți, ori
ne prehotărăște pe unii. Plecând de la această problematizare, studiul de față își propune să atingă o altă antinomie teologică ce stă în legătură cu cea de mai sus, adică conflictul dintre planul cel din veci al lui Dumnezeu și economia în Iisus Hristos. În Apocalipsă se vorbește de un miel care se jerfește de la întemeierea lumii. Ceea ce înseamnă că avem un plan cu privire la crearea omului, care trebuia să se săvârșească și să se desăvârșească prin unirea, așa cum spune Sfântul Maxim, a omului cu Dumnezeu, dar avem și un miel care se jerfește de la întemeierea lumii. Ce am propus, și aceștia sunt și patru idei pe care o să le dezvolt foarte pe scurt, am identificat acești trei termeni care definesc biblic și patristic taina veacului, taina sfatului celui din veci, adică vulii, sfat, evdochia și economia. Cum se înțeleg aceștia și care sunt nuanțele celor trei termeni? Am propus o explicare a acestei contradicții din cei doi termeni, evdochia și economia, identitatea și distinția simultană între evdochia și economia. Am încercat să vedem, din punct de vedere ortodox, întruparea este cauzată sau necauzată? Este act instrumental sau scoființial? Hristos se întrupa așa, se întrupa altfel? Întruparea este un mijloc pentru mântuirea, pentru noi și pentru noastră mântuire? Este împlinirea scopului? Și ultima idee, taina cea din veci ascunsă sau îndumnezeirea prin ca mântuire în noile condiții? Se săvârșește în Dumnezeirea, dar se săvârșește ca mântuire. Dumnezeu nu ne-a zidit să ne mântuim, Dumnezeu ne-a zidit să ne îndumnezeim. Cât privește cei trei termeni, și aici este un pic dezvoltat, nu o să intru în această temă, sfat îl găsim, textul Isaia 9:6, Îngerul Sfatului Celui Mare, îl găsim sfat în Evrei, găsim termenul de sfat în textele pauline și asupra ceea ce o să mă opresc, a unui citat din Sfântul Maxim, în tradiția patristică, el înțelege sfatul ca fiind unirea adevărată într-un ipostas și modul prin care el să se unească cu sine în chip neamestecat cu firea umană. Acesta este ce spune cu privire la sfat. Cu privire tot la sfat sau la acest plan dumnezeiesc, spune și faptul că acesta se va fi întâmplat, se întâmplă, această unire se întâmplă în Iisus Hristos. El se face cuvântul ființial care se întrupează și ne mântuiește. Se poate sesiza din textele Sfântului Maxim, practic, că avem o parte principală a planului din veci, o alta care pare a fi care apare a dubla pe cea din tâi a planului din veci, anume o economie stabilită tot din veci, ce presupune o coborâre negrăită, o chenoză, pentru a fi izbăviți și mântuiți din moarte. Avem și un text tot al Sfântului Maxim care vorbește de împlinirea planului, dar și de o introducere a unui nou mod. Și spune, citez, ne-a arătat că noi, spre aceasta am fost făcut, adică spre unirea dintre Dumnezeu și om, că scopul era prea bun dinainte de veacuri, cu privire la noi, el n-a primit scopul nicio schimbare după rațiunea lui, dar a venit la împlinire printr-un nou mod. Traducerea din limba greacă, Părintele Stăniloae, Metania Dâncă, Isacthendos Chenoteru Tropu, nu presupune introducerea unui nou mod în timp. Aici avem și un adverb de timp, introdus ulterior. Este vorba de un nou mod cu raportare la cel din tâi, la modul prin care se va fi stabilit planul din veci în afara căderii. Rămâne de văzut dacă acest mod generat de căderea propriu-zisă ține de desfășurarea în timp a sfatului din veci sau este predefinit în planul general al îndumnezeirii și al sfințirii omului. Avem în tradiția patristică și un alt termen, evdochia, pe care îl găsim la Efeseni și pe care îl explică foarte frumos Sfântul Ioan Damaschin de data aceasta. Și spune următoarele. Trebuie să se știe că Dumnezeu voiește antecedent
ca toți oamenii să se mântuiască și să dobândească împărăția Lui. Căci nu ne-a plăzmuit ca să ne pedepsească, ci să participăm la bunătatea Lui pentru că este bun. Dar vrea să fie pedepsiți cei care păcătuiesc pentru că El este drept. Așadar, prima voință se numește antecedentă și evdochia, bunăvoință. Căci El este cauza ei. Cea de-a doua se numește voință consecventă sau părăsire, căci își are cauza în noi. Avem așadar evdochia și vulii sau sfat, cu nota că evdochia înseamnă o bună voință a lui Dumnezeu cu privire la planul cel din veci, care nu se schimbă. Și avem termenul economia și toată teologia în jurul acestui termen, care este și biblic și patristic, dar de o foarte profundă încărcătură teologică, care este, așa cum știm, care vizează, așa cum știm, administrarea sau, în mod concret, chipul gândirii omului în condiții de cădere. Și avem aici destul de multe texte în acest sens. Concluzia preliminară este că, în cazul lui Vulii sau al sfatului din veci, avem un plan în sens general. În cazul Evdochiei avem bunăvoința sau așa cum a gândit Dumnezeu planul din veci. Iar în cazul lui Economia avem tot cum a gândit din veci, în perspectiva căderii, preștiind că omul o să cadă. Acești termeni, toți trei, și acești toți trei termeni, bibliștii, în special în dicționarul lui Kittel l-am găsit, sunt interșanjabili, sinonimi și complementari. Ce se întâmplă însă cu planul cel din veci? Aici este ceea ce am propus eu, cu iertare, plecând de la un principiu al Părintelui Sofronie, Sfântului Sofronie. Este un principiu teologic pe care l-am mai prezentat și cu altă ocazie. El susține că teologia nu poate fi prezentată, în temeiurile teologice nu pot fi prezentate în ori sau, ci în principiul distincției și identității simultane. Adică, planul din veci, bunăvoința și economia sunt una, e o realitate dumnezeiască din veci, dar există o distincție între sfat și economie. Economia e cu privire preponderent la cădere, sfatul este cu privire preponderent la planul neschimbat și rațiunea din veci ființială cu privire la cădere, cu privire la om, la creiere și la scopul său final. Există și al treilea, și mă apropii de final, este întruparea cauzată sau necauzată. Aici sunt dezbateri, cum cunoaștem în teologia evului mediu, dar teologia aceasta, din păcate, a ajuns până la noi. Există un amplu studiu săvârșit și prezentat de episcopul teolog Atanasie Eftici, publicat în periodicul Teologia din Atena, în care încearcă să rezolve această problemă dacă Hristos sau Logosul se întrupează în urma căderii, căderea fiind o premisă și o condiție, sau Logosul se întrupează potrivit cu rațiunea din veci pentru care se va fi întrupat. Și sunt tot felul de poziții, Florovski, Baltazar și așa mai departe. Propunerea mea umilă este că întruparea este și cauzată și necauzată. Este cauzată pentru aceea că dacă Adam n-ar fi căzut, întruparea va fi avut loc în alt mod. Noi vorbim de o întrupare în sensul mielului care se jertfește de la întemerea lumii. Întruparea fără jertfă nu are, în sensul istoric, nu are logică. Este un act instrumental, adică în sensul că întruparea mijlocește, da, întruparea mijlocește, este un act instrumental, dar este și scofințial. Ea mijlocește, El se întrupează pentru noi și pentru a noastră mântuire, dar pentru noi și pentru a noastră mântuire în același timp realizează și scopul ființial din veci, adică unirea omului cu Dumnezeu și prin urmare îndumnezeirea. Și ultimul punct, cu privire la taina cea din veci ascunsă și la perspectiva îndumnezeirii omului, ea se realizează într-un mod nou și aici avem un text al Sfântului Maxim Mărturisitorul care vorbește despre faptul că a realizat îndumnezeirea intrând într-o a doua comuniune cu firea,
care e cu atât mai minunată decât cea din tâi, cu cât prima dată i-a dăruit ceea ce era mai bun, iar pe urmă s-a împărtășit el însuși, spune, de ceea ce era mai rău. Ceea ce înseamnă că în urma economiei sau a sfatului din veci, dar în urma economiei și a mântuirii, planul îndumnezeirii a fost cu atât mai înalt decât cel al scopului ființial din tâi. Acesta este și această o taină și acesta greu de înțeles cu mintea, dar există textul Sfântului Maxim Mărturisitorul. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, Părintele Profesor Nathanael Neașu, de la Facultatea de Teologie din Iași. 15 minute, se dă un premiu pentru 15 minute. Exact, va fi recompensat și pentru adâncimea reflecției teologice și pentru faptul că s-a încadrat în timp. Acum îmi da cuvântul domnului profesor Ion Marian Croitorul de la Facultatea de Teologie din Târgoviște, care ne va prezenta rolul terapeutic al ortodoxiei pentru omul contemporan, repere vitale pentru estomparea declinului duhovnicesc al societății românești actuale. Domnule profesor, aveți cuvântul. Mulțumesc. Încerc. Da. Se constată că pandemia cu SARS-CoV-2 a afectat în mod profund, pentru o lungă perioadă, modurile de viață și mentalitățile. A pus sub semnul îndoierii formele de organizare ale statelor moderne, a dezvăluit fragilitatea și fisurile unui sistem mondializat privit ca stabil, a dat la iveală dificultatea medicinei și a științelor biologice. Toate acestea au fost posibile, la care se vor adăuga și multe alte consecințe, deoarece pandemia de COVID-19, a cărei încheiere nu a fost încă anunțată, deși multe țări au ieșit din stările de alertă, indică amploarea unei crize spirituale, care la rândul ei a provocat un lanț de alte crize, astfel că șirul lor pare să nu mai aibă sfârșit pentru omul contemporan. Indiferent de ipotezele invocate pentru declanșarea actualei pandemii sanitare, la fundamentul lor se află așadar criza spirituală a omului contemporan, cauzată de un alt virus de această dată spiritual, și anume de căderea omului în patim. Luând în considerare constituția diotomică a omului, adică alcătuit din trup și suflet, consecințele acestui virus sunt sufletești și trupești, dar și duhovnicești, având repercusiuni și asupra mediului înconjurător, implicit asupra societății în care el trăiește. Acest fapt îi se mai adaugă și în negarea persoanei Mântuitorului Iisus Hristos, din moment ce Europa pare să renunțe la moștenirea ei creștină. Acumularea acestor fapte adeverește o nouă condiție a omului, o condiție a unei duble căderi, pe care o sesizase de pildă filozoful Emil Cioran. Citez: după ce a stricat adevărata eternitate prin păcatul părinților Adam și Eva, omul a căzut în timp, unde a izbutit, dacă nu să prospere, cel puțin să trăiască, închei citatul, ceea ce a condus și la faptul că omul, citez, s-a obișnuit cu noua lui condiție. Procesul acestei căderi și acestei deprinderi se numește, în opinia lui Cioran, istorie, citez, dar iată că l-amenință pe om o altă cădere, a cărei amploare încă greu de apreciat. De data asta, el nu va mai cădea din eternitate, ci din timp. Și a cădea din timp înseamnă a cădea din istorie, închei citatul. Căderea din timp și din istorie înseamnă căderea în realitatea vieții sfânt-duhovnicești, acceptarea tentației și a ispitei, experiența căderii complete, pierderea vigilenței din perspectiva acestei vieți și lăsarea în curentul distrugerii și al dramei, provocat și alimentat de atâtea lupte contra moralității, ale cărei coordonate au valoarea firescului spre care înclină și aspiră omul din toate timpurile și locurile. În numele libertății, înțeleasă ca libertinaj, dar și a drepturilor omului, încălcată de monopolul banilor și a câștigului efemer, societatea umană se clatină din temelii, multe principii și valori perene fiind scoase din creșele unei mentalități majoritare, care altădată era considerată și sănătoasă, tocmai pentru că era și morală. Astfel s-a ajuns până acolo încât astăzi, de pildă, părinții se văd obligați să-și ceară drepturi asupra propriilor copii privind educația lor, deși normal era ca legislația și societatea în corpore să le garanteze la sine aceste drepturi. Prin urmare, societatea contemporană
dă impulsul către alte condiții de viață, străine valorilor acumulate în secolele trecute. Aceste condiții modelează și reduc sensul vieții la două aspecte. Primul, la obținerea unui nivel de viață cât mai ridicat și al doilea, lupta pentru un maxim de libertate personală, care înseamnă independență față de cei din jur și protecție personală. Aceste aspecte sunt la pachet cu satisfacerea unui confort cotidian care include telefon, internet, autoturism, locuințe izolate și multe altele. În felul acesta sunt reduse sau chiar înăbușite aspectele pozitive ale relațiilor umane care sunt indisolubil legate de cele negative. Aptitudinile omului au valoare pentru alții în măsura în care ele s-ar putea realiza în succesul în viață, iar alții să poată profita și ei de el. Occidentalismul a rezolvat dilema dintre a fi și a avea, identificându-l pe a fi cu a avea. Formula propusă este a fi înseamnă a avea. Consecințele de sunt surogate devin niște constante. Dacă ai mulți bani și alții pot trage un folos de relația cu tine, dar în schimb poți avea și dragoste, și prietenie, și atenție, și îngrijire specială la bătrânețe. După cum se cunoaște, starea de lucruri actuală a cunoscut mai multe crize, aflându-se încă sub povara lor, și anume criza moral-spirituală, criza economică și criza sanitară, la care se adaugă criza ecologică și secularismul. Fiecare dintre ele este efectul celorlalte și expresia a multor virus spirituali care influențează societățile de astăzi chiar în numele corectitudinii politice, infuzând în ele diferite ideologii. Spre exemplu, revoluția sexuală globală, roda unui proces care începe la Revoluția franceză și are momentul de cultură maximă cu ocazia rebeliunii studențești din 1968, fiind promovată în același timp de multe minți erudite, a adus la formularea ideologiei gender, adică a unei ideologii antiumane, care pe clișeul conceptului corectitudinii politice distruge familia, deoarece pune accent, printre altele, pe reinterpretarea noțiunilor lipsită de obiectivitate și pe reeducarea copiilor prin sexualizare, ca și când viața omului și toate valorile se aduce doar la sex. În societatea contemporană, vechiul și daționalul clișeu specific lumii creștine, copii, bucătărie, biserică, ceea ce însemna că femeia mamă se ocupa de educarea propriilor copii, de hrănirea lor și corespunzător și de creșterea lor spirituală, este acum înlocuită de clișeul creșă, răceală, colectiv. Păstrarea valorilor familiei se va putea face doar prin raportarea la o viziune sănătoasă, probată de mii de ani, cât privește diferențierea dintre bărbați și femeie, căci Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său ca bărbat și femeie, citez, pentru că i-a determinat pentru iubire. De altfel, lumea modernă și postmodernă a ajuns să definească progresul în funcție de cât de mult se depărtează de moralitatea creștină. Practici din Antichitatea Clasică, abolite datorită credinței creștine prin lege, precum avortul, pederastria, sclavia, actele homosexuale și sinuciderea, au ajuns să trăiască o renaștere chiar în pragul pandemiei COVID-19, iar susținătorii respectivelor practici încearcă să le obțină statut legal nu doar pentru cele ce nu erau permise în vechile timpuri, ci chiar și pentru cele ce erau de neconceput. Adevărul trist este că lumea actuală încearcă să înlocuiască moralitatea creștină cu o nouă moralitate fără pietate, în care criteriile ultime ale binului sunt plăcerea și fericirea obiectivă. Într-o predică despre etică și tehnologie, Sfântul Nicolae Velimirovici sublinia, printre altele, că la origini religia, în sensul de credință revelată în Dumnezeu, a fost maica eticii și a tehnologiei. Din Vechiul Testament se observă, citez, că mai înainte de toate, religia, în sensul arătat mai sus, a fost un șuvoi ce izvora din adâncimi ascunse, etica un râu purtător de viață și tehnologia, cu ajutorul făgașului artei, purta apa din acest râu prin toate artelele vieții omului. Și Dumnezeu i-a vestit omului legea credinței, legea purtării și cunoașterea tehnologiei. Atunci când oamenii îl simțeau neîncetat pe Dumnezeu deasupra lor, în fața lor și în jurul lor, în același fel cum simțeau aerul și lumina, ei atribuiau și dăruiau toate lucrurile tehnologice și munca lor manuală lui, adică Domnului și Zitorului lor. Când simțirea prezenței lui Dumnezeu s-a atenuat
și vederea duhovnicească s-a întunecat, atunci a intrat mândria meșteșugar și tehnologi, iar ei au început să dea doar lor înșiși slava pentru clădirile lor, pentru lucrarea mâinilor și minților proprii, începând să folosească în mod greșit munca lor. Acest lucru nu înseamnă că tehnologia este rea sau bună, deoarece ea nu simte bine sau răul, din contră, citez, este surdă, mută și fără de răspuns, căci răul nu vine din tehnologia moartă, lipsită de simțire, ci din inimile moarte ale oamenilor. Istoria arată clar că niciuna dintre civilizațiile lumii îngropate nu a fost distrusă de timp ori din lipsa unei construcții tehnologice solide, ci, citez, de păcatul împotriva credinței sfinte și eticii sfinte, al cărui fundament este revelația dumnezeiască. Datorită acestui fundament, etica este neperitoare și neschimbătoare, și anume etica evanghelică, dar tehnologia este întotdeauna în schimbare. Tehnologia schimbă relația omului cu natura, dar nu și relația omului cu Dumnezeu. Și acest lucru trebuie să fie în atenția permanentă a teologiei ortodoxe. Pe fundalul acestor tendințe, modul de viață actual s-a văzut bulversat de pandemia COVID-19, deoarece viața personală este confruntată brusc cu spectrul unei morți iminente. Evidența acestei morți a condus la o serie de problematizări din partea credincioșilor, care privesc pandemia fie ca o pedeapsă al Dumnezeu pentru păcatele oamenilor, fie ca un îndemn al lui Dumnezeu la pocăință sau un avertisment din partea sa și multe altele. Însă cert este că există o legătură între originea boilor și păcate, care poartă virus spirituali, precum și posibilitatea vindecărilor prin apelul la mijloacele spirituale sau duhovnicești ale bisericii celei una, precum pocăința, postul, rugăciunea, procesiuni cu Sfinte Icoane și Sfânta Cruce și Sfinte Moaște, stropirea cu apă sfințită și mai ales participarea la dumnezeiasca împărtășanie. Prin urmare, invocarea ajutorului Dumnezeu, recunoașterea stării de păcat și dorința îndreptării, adică a ieși din obișnuința păcatelor și a vicilor, reprezintă aspecte și stări, dar și remedii sau medicamente care îl conduc pe om pe calea cultivării vieții sfânt-duhovnicești, deoarece ele sunt totodată și remedii de vindecare sufletească și duhovnicească a omului, deschizându-i posibilitatea dobândirii de virtuți și a asumării lucrărilor, ceea ce are ca rezultat nu doar apropierea de Dumnezeu, ci și cunoașterea Lui. De aceea importanța celor trei remedii, leacuri sau medicamente duhovnicești menționate mai sus, alături de multe altele, ne este arătată și în diferite rugăciuni ale Bisericii. Însă toate acestea nu indică pe Dumnezeu ca autor al relelor, cum se abat, care se abat asupra omului, nici nu reprezintă o predestinare sau o predeterminare din partea lui Dumnezeu, dar nici azar și destin, după cum spune Sfântul Atanasie Sinaitul, ci îngăduința și preștiința Creatorului, care nu va fi niciodată pricină de rău, cum cred bazmele maniheilor. Cheia de interpretare a textului Sfântului Atanasie Sinaitul, acuzat în epocă de faptul că este naturalist, constă în următoarele. 1. Dumnezeu este atotputernic și stăpânește asupra tuturor lucrurilor și pe toate le rânduiește prin pronia sa. Și 2. Dumnezeu l-a făcut pe om așa cum este, ca și pe animale și pe plante, potrivit unei anumite compoziții de elemente create de el. Și 3. Făpturile vii create și alcătuite în acest mod sunt supuse proceselor care țin de constituția lor, procese, citez, care implică o capacitate de a se naște, de a crește și de a subzista într-un anumit echilibru, dar și o capacitate de dezechilibru, de descreștere, de stricăciune și de moarte. Încheie citatul. Sfântul Vasile cel Mare se întreba retoric, de unde vin boile? De unde sunt beteșugurile trupului? Căci boala nu este nici necreată, nici creatura lui Dumnezeu. Închei citatul. Răspunsul acestui Sfânt Părinte este lămuritor. Ființele au fost create cu o structură potrivită lor după fire și au fost aduse la viață fiind compuse din mădulare și s-au îmbolnăvit după ce s-au schimbat după fire. Ele își pierd sănătatea fie printr-o viețuire aducătoare de dureri în trup, fie prin orice pricină provocatoare de boli. Deci trupul l-a făcut Dumnezeu, nu boala. Și prin urmare, sufletul l-a făcut Dumnezeu și nu păcatul.
pentru a înțelege pe Sfinții Atanasie Sinaitul și Vasile cel Mare din punctul de vedere al învățăturii creștine ortodoxe, se cuvine să fie menționată distinția esențială dintre firea originală a omului și firea lui căzută. Astfel, potrivit învățăturii unanime a Sfinților Părinți, bolile, suferința, stricăciunea și moartea nu existau în firea omenească așa cum a fost creată dintr-un început. Ele s-au evit ca urmare ale păcatului protopărinților Adam și Eva, urmând transmisie din generație în generație pe cale biologică, fapt care, în termeni științei actuale, înseamnă transmiterea patrimoniului genetic. Păcatul strămoșesc a afectat, conform Sfinților Părinți, nu doar firea omenească, ci tot mediul înconjurător, inclusiv toate făpturile și, pe cale de contaminare, întregul cosmos. Remediul pe care trebuie să-l avem în vedere pentru a ne putea vindeca de acești virus este așadar aplicarea la preventarea slujbelor și Sfintelor Taine ale Bisericii și mai ales dumnezeiasca împărtășanie continuă. În fața păcatelor și a consecințelor sau urmărilor pe care le suportă omul, nu doar la nivel personal, ci și la nivel colectiv, îndemnul Bisericii Ortodoxe, exprimat prin Sfinții ei de ieri, de astăzi și de mâine, constă în renoirea vieții prin pocăință și toate mijloacele de sfințire pe care ea le pune la dispoziția credincioșilor, înțelegând Sfintei Taine și slujbe. Rugăciunile pot avea un efect asupra epidemiilor, mai ales când ele sunt localizate, iar în practica și istoria Bisericii sunt consemnate cazuri în care, drept urmare a rugăciunilor și a procesiunilor cu icoane sau sfinte moaște, implicând invocarea binecuvântării lui Dumnezeu asupra respectivului loc, acele epidemii au încetat, iar anumiți sfinți, cum este Sfântul Haralambie în vechime, sau Sfântul Nichifor Leprosul în vremea acestei pandemii, au ajuns să fie bine cunoscuți pentru mijlocirea lor în respectivele cazuri particulare, vândindu-se adevărul că Sfinții Dumnezeu sunt aproape de inimile credincioșilor și în orice clipă sunt gata să ajute pe cei care îi cheamă cu credință și cu dragoste. De altfel, prin mijlocirile Sfinților, fie în viața de dincolo de mormânt, fie în viața de acum, multe primejdi au fost înlăturate și închei prin a vă da un citat, un exemplu din viața Sfântului Paisia Ghioritul. În primăvara anului 1983, el a primit de sus în științare că Turcia se pregătea să invadeze Grecia și chiar i-a fost de sus și data încredințată. Duminică, 16 octombrie 1983, Turcia urma să invadeze Grecia. Sfântul Paisia Ghioritul nu a creat panică în Grecia, ci și-a îndemnat ucenicii, fie că erau mireni, fie că erau clerici, la rugăciune. Ba mai mult, în noaptea de 1 octombrie, când este acoperământul Maicii Domnului, a creat în Grecia o stare de priveghere generală, adică foarte multe biserici și mănăstiri au făcut în noaptea aceea o priveghere. Care a fost rezultatul? Pe 16 octombrie n-a mai avut loc invadarea Grecii de către turci. De unde se cunoaște lucrul acesta? Pentru că în zilele următoare un echipaj a unui submarin oprit într-un port s-a întâlnit cu un preot. Acel preot prin economie de sus era chiar ucenic al Sfântului Paisie. Și spune, părinte, ce era să pățim? Am fost la un pas de război cu Turcia. Și a început să explice ce s-a întâmplat. Iar atunci, părintele acela a avut conexiune cu tot îndemnul Sfântului Paisie, da, societății grecești, de a se ruga astfel încât să fie evitat acel eveniment. Cu alte cuvinte, mesajul Sfinților de astăzi este să ne întoarcem sau să putem să punem în valoare renoirea vieții pe care noi am primit-o prin taina Sfântului Botez și să dăm la o parte multe dintre formalismele care, din păcate, în ultima vreme ne caracterizează ca creștini români ortodoxi. Nu vă ascund faptul că multe lucruri de pietism sunt încă vii în societatea românească. Mulți oameni sunt departe de dumnezeiasca împărtășanie pentru că sunt clișee din acestea care sunt promovate în anumite medii cu soroace și așa mai departe, ignorându-se de pildă teologia Sfinților Părinți Colivan sau Colivar, care spun că singurul impediment pentru dumneavoastră împărtășanie este conștiința credinciosului, iar celelalte sunt pregătiri, postul, spovedania și așa mai departe.
Iar dacă noi vom reuși să depășim aceste formalisme și să devenim creștini, creștini autentici, cred că multe dintre aceste evenimente care se prefigurează vor fi evitate. De altfel, vă mai dau încă un exemplu și cu acesta vă încheia. Părintele Efmenie, sfânt al bisericii acum, lepros, în anii 90 a fost în Rusia, într-un pelerinaj. Iar acolo a ajuns la un moment dat la Kiev. Și la Kiev, el spune celui care era cu el, părintelui diacon, care acum este mitropolit de Morfu, eu am mai fost aici. Când? Am mai fost acum câtva timp. Ne-a adunat Maica Domnului pe toți. Pe mine, pe Sfântul Paisie, pe Părinte Paisie Porfirie, pe Sfântul Ioan Rus, și așa mai departe. Și ne-a pus să ne rugăm ca să nu înceapă războiul acum. Pentru că atunci era o tensiune mare și între apus și ruși și vrea să înceapă un război plecând de la Kiev. Și războiul acela n-a început atunci. Iată că începe acum. Ca un simplu exemplu. Mulțumesc frumos, domnule profesor. Pentru această perspectivă spirituală, duhovnicească, teologiei și pentru reperele pe care ni le-ați indicat, acum organizatorii ne-au indicat și nouă că mai avem 5 minute, din păcate, pentru discuții. Vom putea să le continuăm mâine dimineață. Deci, așa o întrebare poate scurtă sau o precizare, dacă dorește cineva să facă acum la cald, dacă nu le lăsăm pentru mâine. Părinte, vă rog, puteți să veniți aici ca să se audă la microfon. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate. Vorbesc și din perspectiva omului de administrație, pentru că lucrez în administrație parhială de mai bine de 15 ani și în același timp colaborez cu Facultatea de Teologie de aici, de la Arad, care este aniversată astăzi. În acest an, de fapt. Am fost foarte atent și nu aș vrea să redeschidem pe larg această discuție, dar am fost foarte atent la perspectiva părintelui Tofană, referitor la textele biblice din cult și la răspunsul părintelui profesor Buchiu, legat de această perspectivă. Totuși, teologia trebuie să dea o mărturie și despre experiența pastorală a bisericii și trebuie să răspundă aceste experiențe pastorale a bisericii, pentru că titlul vorbește despre relevanța teologiei în actualitate. Adevărat, ați spus, textele din perioada Pentecostarului vin cu această mărturie, dar aș pune eu întrebarea și dumneavoastră, părinte decan, și părintelui profesor Tofan, am discutat în pauză și cu părintele Vlad. Ce părere aveți despre pericopele care se citesc în sărbătorile dedicate sfinților? Sunt aceleași pericope care le citim la sfinții mucenici, aceeași pericopă la sfinții, la ierarhi, exact, aceleași pericope. Și de anumite pericope evanghelice care sunt dublate. De pildă, în perioada Octoihului avem Evanghelia cu minunea din Gadara, Ghergeseni, de două ori o citim. La fel cu Evanghelia, adevărat că cele două perspective ale celor doi evangheliști. Duminica Slăbănogului, Evanghelia cu minunea vindecării slăbănogului. De ce pun această întrebare? Părintele profesor Vlad foarte frumos sublinia și spune, da, dar totuși citim toate textele biblice pentru că liturghia se face în fiecare zi, le se citesc zilnic. E adevărat că unele din textele duminicale se reiau în textele de peste săptămână. Experiența pastorală a bisericii ne spune că, din păcate, nu mai suntem comunități liturgice zilnice. Din nefericire, suntem comunități liturgice săptămânale, adică avem adunare euharistică săptămânală, duminica, da, sau în sărbători. Da, în obștile monahale, într-adevăr, acum, ce părere aveți despre această perspectivă? Repet, vine dintr-o experiență pastorală, întrebări pe care și preoții și le pun în parohii. E adevărat, avem această mărturie, dar nu vorbim despre canoanele dogmatice care sunt imuabile, doar se completează. Vorbim de canoane liturgice și administrative care sunt experiența pastorală a bisericii. Așadar, care este experiența pastorală din perspectivă
biblico-canonic astăzi, raportat la aceste texte, avem nevoie să venim cu o mărturie noitoare în cult sau nu avem nevoie, pentru că de aceasta se leagă și următoarea întrebare. Simțim într-un fel că ne lipsește autenticitatea în teologia actuală. Prima ingreză știți care este? Vă dau dreptate la întrebare, e rezonabilă, dar ar trebui un liturgist să răspundă înainte de biblist și de dogmatist. Da, dacă vreți, Părinte Sorin, mai avem timp să vorbim așa scurt. Părinte Profesor, luați dumneavoastră. Da? Deci un liturgist ar trebui, normal, să știa și opinezii de fapt. Ați răspuns? Nu, de dumneavoastră. Nu, că e biblist și după dogmatist. Niciodată, totdeauna e biblist. Ați văzut? Mă prinde în cuvânt pe mine. Da. Bine, de ce spun eu un liturgist? Pentru că ei chiar știu bine evoluția. Nu, n-am avut eu asta. Eu ce-am învățat liturgic de la Părintele sau prin Părintele Stăniloae, care el însuși după, vă spun și că am identificat în biografia dânsului, ca discipol, mă rog, după 1976-77 a început să scrie despre cult în sine. Și mărturia mea este din 77, când l-am întâlnit la Sigăția și mi-a spus, dragă, după cum vorbiți, vreau să scriu un comentariu dogmatic la liturghie. Și a apărut după 9 ani, în 86 la Craiova. Deci e clar, un alt dogmatist despre care am vorbit, Dumitru Popescu, Părintele Dumitru, după ce s-a întors de la Geneva în 88, a început să folosească și cultul ca dogmatist. Până atunci, Sfânta Scriptură, Sfântii Părinți. Da, iam asta. Deci noi mergem spre o îmbogățire, dacă vreți în termeni academici, interdisciplinaritate. Nu mai poți să faci azi dogmatică și eu aș zice că și nici celelalte discipline, dacă tu nu te raportezi și la spiritualitate, nu transform teologia în spiritualitate, dar nici nu o separi. Un cardinal sau episcop catolic i-a spus Părintelui Holbea, pe la Milano, acum câțiva ani, ce bine ați făcut voi ortodoxi, că n-ați separat teologia de spiritualitate. Noi am reușit să o facem, să o separăm. Și acum ne costă foarte mult. Înțelegeți? Uite și liturgistul acolo. Deci, părerea mea este așa, că biserica a urmărit lucrul acesta. Părinții aveau libertatea aceasta, înțelegeți? Că uneori ești, și tu te simți, dar părinții aveau această libertate să spună, vom face așa, pentru că scopul urmărit este acesta, în cult te întâlnești cu Hristos, în cult te umpli de Harul Duhului Sfânt, dar ca persoană, uite, lumina necreat, că să vorbiți, suntem în anul. Păi n-aveau isihaștii experiența doar unei lumini, un ocean de lumină, chiar dacă era fericire. Nu, în lumină discerneau prezența unei persoane. Era persoana lui Hristos. Că altfel ce faci? Cum mergem cu energetianismul de astăzi, așa mai departe? Totul e dialog personal și în cult, totul dialog. Cultul este chiar foarte personalist. Niciodată noi nu zic că vom accepta o transformare cum au făcut alte culte din afara ortodoxiei. Au făcut și au permis, nu știu, mă înțelegeți? Noi nu credem. Și limba noastră, vreau să spun și eu lucrul acesta ca să-mi salvez sufletul, pentru că am fost și la Moscova, și la San Petersburg, și la Kiev, și la Moscova mi-au spus, la San Petersburg a ieșit... Nu. Câteva lucruri vreau să precizez. Unu, la cal, răspuns la răspuns. Eu nu cum s-a insinuat că sărbătoarea, Evanghelia de la Duminica Orbului trebuie să o scoată, de la Duminica Samarinence trebuie să o scoată. Nici vorbă de așa ceva. Eu sunt adeptul și am dreptul ca teolog să am o opinie și felicit anumite discursuri care au fost astăzi cu curaj. Cu curaj, cu inițiativă de a aduce nou, nu de a cita numai. Știți ce spunea cineva? Nu mă cita, că scrii ce n-am spus. Sau, Părintele Stăniloae, ne grăbim tot să-l cităm, dar nu să-l citim, că de înțeles e și mai greu. Deci, apreciez acest lucru, chiar ce s-a spus și astăzi, nu dau nume ca să nu supăr prin un conferențiar, Părintele Megheșan a prezentat dintr-o perspectivă istorică. Părintele Moșoiu ne-a transpus dincolo de curaj, de a spune altceva în cosmologie, cu toate că a fost greu să-l înțelegem. Pentru că Moșoiu nu e ușor de înțeles. După aceea, mi-a plăcut foarte mult discursul Părintelui Nathanael. Da, așa da.
Adică, din punctul meu de vedere, nu înseamnă că am dreptate. Eu, ca biblist, imediat am fost acaparat și interesat de un mod de abordare apreciere. Nu pot să spun altfel. Acum, deci eu n-am spus asta că trebuie să eliminăm acum din capul locului Evanghelie, nici vorba care sunt, ci eu sunt adeptul reciclizării pericopelor sau lecționarilor. Ce înseamnă asta? Uitați-vă, am fost toți în străinătate, uitați-vă ceva catolice, de exemplu. Adică au ciclu de lecționarii pe ani, pe segmente de ani. Lecționarii pe care le avem acum. 5 ani de pericope. Părinte profesor, numai o întrebare. Sunteți de acord, iertați-mă, cu lecționarul slavon? Că noi îl avem pe cel bizantin la un copia, dar pe cel slavon, de exemplu, eu vă spun, toată experiența diasporei, a românilor în diaspora, e foarte interesantă, pentru că tu ai de ales între două lecționare. Nu știu cum e la Părintele Porfirios în Antiohia, ce lecționar folosesc ei, antiohienii. Dar avem lecționarul slavon, avem lecționarul bizantin. La noi a fost o acordare a diataxei, adică a slujbelor noastre în secolul XIX, la diataxa bizantină. Asta e istoria. Nu putem nega astăzi. Sunt absolut cort cu ceea ce a spus. Pentru lecționarul slavon este pentru lumea, să zicem... Dar nu sunteți de acord cu el. Ba da, sunt. Că și el trebuie reciclizat, așa cum trebuie și reciclizat lecționarul nostru. Și atunci noi ce facem? Ca să fiu bineînțeles. Noi, de fapt, urgem în cicluri. Biblia, mă refer la pericopele evanghelice și alte decât cele care le avem de secole. Bun. Ce spunea părintele profesor de la Caransebeș? Da, putem să înlocuim anumite pericope, iată, care se repetă în cursul anului bisericesc. Pentru asta vreau eu să spun. E nevoie de a lucra în echipă. Noi nu avem tradiția în spațiul nostru de a lucra în echipă. Biblistul cu liturgistul, sunt absolut de acord ce a spus părintele Buchiu. Liturgiștii au un mare rol și un mare cuvânt. Ce am prezentat acolo vis-a-vis de... Că nu am apucat să vă prezint cât de biblic cântări. Dar sunt anumite cântări din anumite care ar trebui revândite, recolectate de o echipă de specialiști. Noi trebuie să ne obișnuim și închei în teologie și dezbaterea importantă. E mai importantă decât masa care ne așteaptă acolo. Noi trebuie să ne obișnuim să lucrăm în echipă în teologie. Vă rog, părinților profesori, să spuneți o echipă până acum în teologie care a produs de specialiști în dublet să spună ce a produs. N-avem. Și atunci, bliștii, pe anumite segmente, astea, n-am mai citit concluziile mele, erau acolo. Bliștii de învățătură și după aceea liturgiștii cu canoniștii, da, și așa mai departe. Nu mai vorbesc de omileți. Omileții, cateheții, unde noi, părinții, noi am rămas în șabloanele acelea vechi de predică și închei, chiar închei. Introducere, tratare și încheiere. Dar mai mult, uitați-vă în calendarul nostru. Și așa aici trebuie să regândim și să intrăm puțin. Pericopa evanghelică despre grijile vieții. Scrie acolo, îți sugerează tema. Foarte bine că ți-o sugerează. Dacă noi tratăm și nu ne oprim la textul biblic înainte, ce vom face noi? Vom avea o pericopă pe care o vom citi și o ceva. Nu despre pericopa respectivă. Biblia rămâne pe din afară. De asta, părinților, profesori și domnilor studenți, de asta nu este Biblia în mâna noastră, în mâna multora. Tematic, altceva decât spune textul biblic. Deci, din punctul meu de vedere și închei, este nevoie, nu folosesc un cuvânt mare de reformă în teologie, că reformă înseamnă altceva, dar trebuie să regândim absolut toată teologie din perspectiva colaborării și a lucrurilor în echipă. Vă mulțumesc! Când începem? Da, părintele Fegiuru, să închid eu ultimul, că dacă am fost moderator... Spunea părintele Fecioru, mare patrolog, după IG Coman, spunea despre Sfântul Ioan
gură de aur, că citea într-o săptămână, adică în fiecare săptămână, tot Noul Testament. Trecea prin tot Noul Testament. Bine, că era și familiar. E, dacă el a făcut așa, cred că și un preot trebuie să facă și, mai ales noi teologii, vă mulțumim mult de tot!